mult ăsta. Îți place mai mult ăla? Da. Ok. Dar... dar sunt la fel de... adică sunt comestibile ambele și sunt foarte bune. Și au gust de carne ambele. Da, da. Doar și că îmi place mai mult ăsta. Și care crezi că este cel din carne? Cred că ăsta, că îmi place mai mult. Ești sigur? Ăsta e răspunsul tău? Cred, nu știu. Deci da, ăsta spui tu că este bun. Eu zic de cel ăsta din carne. Mai mult. Bun, și o să vă spun adevărul acum. E vegetal. Da. Este... serios? Da. Ăsta era vegetal? Da. Da, este incredibil. Și o să-ți explic și de ce. Pentru că aroma, ingredientul minune despre care v-am povestit la început, este evident mult mai pronunțat în burgerul vegetal. Uite, Ciuca, vegetal. Ăsta din care ai gustat tu e vegetal. Da, da. Și poate fi deja comandat în restaurantele din România. Tocmai datorită acestui lucru am și abordat noi acum subiectul în emisiune. Pentru că este un element care efectiv va schimba lumea în următorii ani. Am vorbit însă și cu un nutriționist despre treaba asta, pentru că mulți ne întrebăm dacă este o variantă mai sănătoasă sau mai puțin calorică. E bine, potrivit Mihaelei Bilic, cu care am stat de vorbă, organismul nostru are nevoie de carne. Noi nu putem să o ducem la fel de bine fără carne brusc deodată. Și sunt anumiți nutrienți pe care nu avem cum să-i înlocuim atunci când vine vorba de adică carne. Adică dacă îl mănânc pe ăsta în fiecare seară, nu mă îngraș? Nu putem spune că nu te îngrași, dar nu e vorba de o dietă până la urmă. E vorba de faptul că în continuare poți alege un burger vegetal, doar că acum are și gust de carne. Burgerul ăsta vegetal e promovat de Leonardo DiCaprio, de Snoop Dogg, Bill Gates, da, exact, de ei, da. Adică... dar foarte important, aportul de nutrienți pe care îl luăm din carne nu se poate compara momentan cu ceea ce luăm din acest burger vegetal.